În Algeria, bisericile de casă pot avea acum doar întruniri limitate de 10 persoane, potrivit Organizației de Monitorizare a Persecuției International Christian Concern. Potrivit acesteia, guvernul algerian a închis cel puțin 16 biserici anul trecut, continuând închiderea bisericilor de la restricțiile de COVID-19 din 2020. Viața în Algeria a devenit și mai dificilă pentru creștini de când a început războiul Israel-Hamas. Guvernul algerian îi ia în vizor pe creștinii susținători ai Israelului în conflictul în curs și, de asemenea, îi vede ca o parte a influențelor străine și occidentale care subminează unitatea națională islamică a națiunii, explică reprezentanții organizației. La fel ca și restul Orientului Mijlociu și Africii de Nord, țara a experimentat proteste de stradă din cauza războiului Israelului cu Hamas în Gaza. Guvernul a emis unele dintre cele mai pro-palestiniene declarații din regiune, numind, cităm, ocupația colonistă sionistă inima conflictului. Creștinii sunt o mică minoritate în Algeria, reprezentând doar 0,3% din populația totală a țării, fiind estimați la aproximativ 139.000 de persoane potrivit Open Doors. În prezent, Algeria se află pe locul 19 pe lista de urmărire mondială a Open Doors, a țărilor în care este cel mai dificil să fii creștin. Presa israeliană relatează faptul că Israelul a trimis un mesaj pentru Casa Albă prin consilierul pentru afaceri din Orientul Mijlociu, Brett McGurk, că va fi de acord ca o forță internațională să conducă fâșia Gaza după război. Potrivit informațiilor, oficialii israelieni care s-au întâlnit cu McGurk și-au exprimat acordul față de această idee și au subliniat că autoritatea palestiniană, în starea sa actuală, nu va putea conduce fâșia Gaza. McGurk a cerut o explicație cu privire la declarația premierului Netanyahu, conform căreia Israelul va păstra controlul securității Gaza în urma războiului, și i s-a explicat că un astfel de aranjament ar semăna cu starea actuală a lucrurilor din Iudeea și Samaria. A fost de asemenea subliniat faptul că Israelul nu are nicio intenție să preia controlul civil asupra fâșiei Gaza și nici să creeze orașe evreiești acolo. Președintele american Joe Biden a comentat recent că ar fi o greșeală ca Israelul să anexeze fâșia Gaza și că Statele Unite fac tot ce le stă în putere pentru a asigura eliberarea ostaticilor. Biden a spus că operațiunea israeliană din Gaza se va încheia atunci când Hamas nu va mai putea ucide și comite acte oribile împotriva israelienilor. Pentru prima dată de la începutul războiului terestru al Israelului în Gaza, forțele de apărare ale Israelului au aruncat miercuri pliante în zona Khan Yunis, în sudul fâșiei Gaza. Pliantele conțineau un mesaj prin care li se cerea palestinienilor să-și părăsească locuințele și să se îndrepte către adăposturi sigure, subliniind în același timp că Israelul nu dorește să facă rău civililor. În pliante se mai spunea că Hamas și alte organizații teroriste forțează IDF să ia măsuri. Surse din fâșia Gaza cred că IDF încearcă acum să facă presiune asupra lui Sinwar, care ar fi fugit din nordul fâșiei. Potrivit armatei israeliene, gruparea Hamas a pierdut controlul asupra nordului fâșiei Gaza. Conform unei serii de rapoarte din fâșia Gaza, în ultimele zile IDF a crescut presiunea asupra orașului Khan Yunis. Orașul este al doilea ca mărime din fâșie și este considerat capitala districtului sudic al Gazei. Khan Yunis este considerat un bastion personal al liderului Hamas, Yahya Sinwar, a cărui familie locuiește acolo. De când a început războiul, IDF a eliminat doi membri ai biroului politic de conducere al Hamas, precum și asociații lui Sinwar care locuiesc în Khan Yunis. Israel a răspuns rezoluției Consiliului de Securitate adoptată miercuri, prin care se cere coridoare umanitare urgente și extinse în întreaga enclavă pentru a salva și proteja viețile civililor. Ministrul israelian de externe a spus că toate acestea vor fi posibile doar după eliberarea imediată a tuturor ostaticilor deținuți de Hamas. Cităm: Israelul se așteaptă din partea Consiliului de Securitate să condamne fără echivoc Hamas și să abordeze nevoia de a stabili o nouă realitate de securitate în Gaza. Prin urmare, Ierusalimul a susținut că pauzele umanitare prelungite sunt imposibile atâta timp cât 239 de ostatici rămân în mâinile teroriștilor Hamas. Consiliul de Securitate al ONU a reușit să găsească unitate adoptând rezoluția 2712 privind criza israeliano-palestiniană, cu 12 membri votând pentru, niciunul împotrivă și 3 abțineri, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite. Votul afirmativ a venit după 4 eforturi nereușite de a lua măsuri luna trecută. Rezoluția nu a reușit să condamne atacurile Hamas din 7 octombrie, care au început valul actual de violențe. Ambasadorii Marii Britanii și Statele Unite ale Americii au regretat că proiectul nu a condamnat Hamas și și-au exprimat sprijinul pentru măsurile de protecție civilă și de livrare rapidă a ajutorului.